Struții, păsările exotice, o pasiune pentru Petru Flocosu din satul Cotova. Ferma de struți este situată în apropierea satului, la Muzeul Fermerului, unul dintre puținele muzee din Republica Moldova, amplasat în aer liber. Stăpânul acestei ferme ne-a povestit că această pasiune domină de mai mult timp, însă abia acum 2 ani au început să crească struții negri africani. O idee tare de mult la grătarul ăsta unde scrie acolo 2010. Așa. Acolo stă o piatră făcută, adică nu făcută, dar vreau zic, șlefuită de ani, de sute de ani, sub formă de ou de struț. Ei, da. Și l-am pus acolo să vedeți. Și de atunci am răzut ideea ca să fac. Și am 7 ani de când mă chinu să fac lucrul ăsta. Ferma de struț a fost fondată anul trecut, în 2016. Am importat 3 familii de păsări, adică de struți, 3 masculi și 6 femele din România. Acum mergem pe a doilea an, anul ăsta au început să oa, el ca de obicei să oa la, de la 3 ani în sus. Sunt impresionați, sunt emoționați de chestia asta, văd prima dată ouă, văd prima dată struțe, adică e ceva exotic, ceva interesant. Păi și plus odihnă, plus muzeu fermier, adică au ce vedea într-un cuvânt. Cu atât mai mult că este inclus în zona turistică, zona ecoturistică, izvorul Vieții din Cotova, unde sunt incluse mai multe obiecte turistice, așa cum este, spunem, izvorul mare, monument hidrologic din Cotova. Fermierul spune că în luna august a anului curent vor apărea primii pui de struți. În acest mod, familiile acestor păsări se vor înmulți. Aceste păsări la moment au 3 ani, 3 ani și ceva, adică este primul an când s-au început a se uva. Așa că am început de acum a depune ouăle în incubator. Puișor încă n-am obținut, dar în luna august vom avea primul pui, spunem așa. Ferma de struți prezintă interes deosebit pentru turiștii moldoveni, dar și pentru cei din afară. Vizitatori avem des pentru că așa, cum spuneam, am făcut așa o mică publicitate, adică am numit-o ca ferma de struți cu popas turistic. Și aceea de să zicem împrejurime, vreau zic că vin de multe ori turiști, copii, elevi, dar și maturi, mulți vin chiar și străini, sunt impresionați, sunt emoționați de chestia asta, văd prima dată ouă, văd prima dată struțe, adică e ceva exotic, ceva interesant. Vizitatorii acestui popas turistic pot găsi aici o colecție de căruțe și unelte vechi, ce datează aproximativ 200 de ani. Totodată, turiștii pot admira frumusețea struților. Ei afirmă că sunt foarte impresionați de acest loc inedit. Îmi place nivelul de cultură, atitudinea față de tradiții, de piesele vechi pe care le-a adunat într-un muzeu. Sper că se va dezvolta acest muzeu și satul Cotova va fi foarte mândru de acest muzeu. Și această struțărie, cum o numesc eu, la fel foarte neobișnuit pentru Republica Moldova, sunt niște afaceri noi. Nu am fost niciodată, nu mă auzeam, am văzut struțul numai prin grădini zoologice, iată acum am avut ocazia să-l văd și pe viu, cum mănâncă și celelalte, comunicarea cu aceste păsări. Este impresionant. Petru Flocosu crește acum la fermă 3 familii de struți reproducători cu vârsta de 3 ani. Struțul este cea mai mare pasăre în zilele noastre. Un adult poate atinge până la 2,75 metri înălțime și până la 150-180 kg, putând trăi în libertate până la 70-80 de ani.